Orașul Kaboom, câteva zile după marea bătălie. O, da, în cele din urmă este sfârșitul orașului Kaboom. Visurile mele se îndeplinesc. Și-am scăpat enigma! Totul va fi așa de simplu de acum înainte. Da. Acum vom fi de neoprit. Trebuie doar să mai distrugem baza a supereroilor. Au fugit ca niște șoricei speriați. Să pregătim noile vehicule. Este timpul ca lucrurile să ajungă la un bun sfârșit. Max? Domnule, am detectat activitate în tuneluri. Undeva în orașul Kaboom. Mă simt ca un idiot. Nu pot să cred că ne-au păcălit. În cele din urmă, Enigma era un erou. Ce vom face acum? Nu ne-a mai rămas nimic. Trebuie să facem ceva. Ce? Poate că mai avem o șansă. Cine ești tu? Sunt Kid. Kid Kazoom. Enigma m-a creat. Să vă explic ce s-a întâmplat. Ei bine, Kid, acum este momentul. Vom vedea cu toții puterea Kazoom-ului când este combinat cu un Super Zings. La revedere, Kid Shine! Bine ai venit, Kid Kazoom! În depozitele de la Corporația Clank. Echipe, conectați blasterjeturile și megajeturile, plecăm! Totul este pregătit, domnule! Este vina lui Splattermax! Mi-a spus că trebuie să fac asta ca să-l pornesc! Ok, e vremea distrugerii! Înainte să piardă împotriva lui Mr. King, Enigma a furat planurile mega-jeturilor și blaster-jeturilor și le-a modificat designul ca să aparțină eroilor! Ce vrea să fac cu astea? Să faci multe modele! Este vital să facem echipă! Devin din ce în ce mai puternici! Trebuie să fim pregătiți, pentru că o să... Domnule, răufăcătorii se apropie! Toată lumea, pe poziții! Măi, cine mai ești tu? Nu știi cu cine te pui! Kazoom Power! Dar nu a funcționat! Ei bine, role! Timpul tău a sosit! Ce a fost asta? Sunt Kid Kazoom și asta este abia începutul! Ai lista? Da. Banane, căpșuni, piersici, prune, kiwi, pepene, mandarine. De ce vrea profesorul Cheia atât de multe fructe? Misiunea noastră este să aducem fructele de pe listă. Nu o să punem întrebări stupide. Uite, acolo este magazinul. Poate vrea să-și facă o salată de fructe. Concentrează-te. Cu ce vă pot ajuta? Banane, căpșuni, piersici, prune, kiwi, pepene și mandarină. Desigur, vă servesc îndată? Sunt pentru șeful nostru, profesorul Chei. Încă nu știm de ce vrea atât de multe fructe.
Dar, na, știi și tu cum e. Viața asistentului. Prii comanda și o îndeplinești și... Ok, 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 îți aduc totul, dar te rog, nu mai mi-ai explicat nimic mai mult de atât. Te rog, nu vorbi cu mine. Șefule, o să iubești această nouă poziune la care lucrez? Încearcă asta. Va fi o nouă sursă alternativă de energie pe bază de fructe. Va fi atât de puternică încât va da putere de neoprit tuturor vehiculelor noastre. Am trimis deja echipa Acid să cumpere o groază de fructe ca să începem experimentele. Șefu? Eroi și răufăcători, lupta infinită. Este bătălia din baza eroilor! El? Ce știm despre el? Nu știi cu cine te pui! Acela este Kid Kazum, ucenicul vechiului nostru rival, Enigma. Explică-mi. Conform dosarului nostru, Enigma a creat un nou erou folosind puterea Kazumului pe care l-a furat de la noi. L-a transformat pe Kid Shine dintr-un super zinx normal într-un super erou foarte puternic. Un super erou capabil să ne distrugă pe toți, să ne facă praf pulbere. Din fericire, tonul meu cu fructe va fi gata în curând. Liniște, va lansa un nou atac. Ce s-a întâmplat? Este dificil să vezi prin atât de mult fum. Atacul s-a fost un fiasco. Enigma a dat greș din nou. Ucenicul a dispărut. Super. Se pare că am câștigat. Vom ajunge acasă în stare perfectă. Se dărâmă! Ce clădire firavă, nu crezi? Doar o mică explozie și... Taci și fugi! Cred că am câștigat, suntem cei mai tari! Uf, 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 uf. Trebuie să sărbătorim! Cu toate astea... Cu toate astea? Am un presentiment ciudat despre acest nou erou, ucenicul Enigmei. Ceva îmi spune că ne vom vedea din nou. Care spune că este numele lui? Ah, da, Kid Kazum. Unde sunt? Ce fac aici? Wow, ce tare! Poți să zbor! Este atât de cool! Poți să zbor! La 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 la, poți să zbor! Nu pot să zbor! Nu pot să zbor! Ce orare! Nu pot zbora! Atunci ce fac în aer? Da, mi-amintesc că nu am putut să controlez puterea atacului meu. Mâinile mele tremurau și am țintit din greșeală spre pământ. A fost propulsat ca o rachetă. Ce speriatură am tras! Și ce lovitură o să primesc acum? Trebuie să mă gândesc la ceva! Sau Kid Kazum nu va mai exista! Gândește, Kid, gândește! Mă simt bolnav! Cred că am rănit sau ceva! Problema este că nu ai asimilat toate puterile noi tale forme. Transformarea de la Kid Shine la Kid Kazum nu este un proces ușor, dar sigur te vei descurca. Vei avea atât de multe puteri, dar va trebui să înveți să le controlezi. Acum că Enigma a dispărut, mă vei învăța tu? Nu chiar. Enigma și cu mine am creat niște tutoriale video incredibile. Te vom învăța tot ce trebuie să știi. O să-ți arăt unul, sunt geniale. O să vezi, Enigma este un vlogger mai bun decât mi-aș fi imaginat. Clowny, vreau să prind acest cadru clar. Nu ca și data trecută. Și arată-mi întreg corpul, dar ascunde-mi parțial fața. În acest fel, voi fi mult mai enigmatic. Da, da, sigur. Acțiune, înregistrez. Înregistrezi? Trebuie să mă anunț înainte să încep, Clowny. Și nu mai avem nici baterie. Spune repede! Ok, voi începe. Dragă Kid Kazum, ai atât de mult potențial. Partea dificilă nu a fost să îți dăm această putere. Datorită experimentelor mele, a fost chiar ușor. Însă partea grea este să îți controlezi puterea. Trebuie să înveți să-ți folosești puterea în situații periculoase. De exemplu, ce ai face dacă ai cădea de la o înălțime foarte mare? Clowny, arată-i strada. Super înalt, nu? Ei bine, o să sar de aici și o să-ți arăt cum să eviți impactul.
Este super ușor de îndată ce te prinzi cum funcționează. Haide! 1, 2 și... Unde este restul? Am rămas fără baterie, nu am putut să mai filmez, dar celelalte videouri sunt complete, o să vezi. Sunteți niște profesori groaznici, ce voi face dacă voi cădea de la mare înălțime? Nu știu, poate că arunci curat în pământ ca să oprești impactul, de unde ar trebui să știu eu? N-ar să faci prea multe griji, cred că zoom? Nimeni nu bățește asta. Pământul este din ce în ce mai aproape. Enigma, de ce ai dispărut? Nu este momentul să mă panichez, concentrează-te, Kid Kazum! Kazum Power! Aia ești tot ce ai cerut! Mulțumesc, vom pleca acum! Da, banii mei? Asta vrea să plătim? Tu chiar nu știi cine suntem noi? Oprește-te! M-ai salvat! Am spus și pot să respir! Mulțumesc mult! Cu plăcere! Că mai am multe de învățat! Soarele răsare în orașul Kaboom. Băsa noastră era așa frumoasă. Acum uite. O putem repara. Dar noi ne pricepem la vehicule, nu la clădiri. Dacă putem să reparăm vehicule, de ce n-am putea repara și o clădire? În timp ce eroii noștri se simt triști, în clădirea corporației Clank, cineva foarte rău este foarte fericit. Bună dimineața, dragă profesoare Kay. Încă lucrez la tunul de fructe? Nu! Acum lucrez la ceva mult mai bun, o să vezi. Arma asta secretă va fi grozavă. Fantastic! Ah, dragul meu prieten din copilărie! Când ești așa fericit, nu știu dacă ar trebui să fiu bucuros sau îngrijorat! Fii bucuros! Am câștigat bătălia împotriva eroilor și am capturat pe majoritatea dintre ei și încă nu s-a terminat! Mai am o surpriză pentru acești eroi! Spune-mi! Vei vedea, dragul meu prieten, acum urmează-mă, te rog, avem un oraș de speriat. Este gata camera. Ei, stabilă ca un cui. Poți începe când ești pregătit. Dragii mei prieteni răufăcători, eroii au fost înfrânți. Nu a mai rămas nimeni care să protejeze orașul Kaboom. În sfârșit, răzbunarea pe care o trăjesc de ani a venit. Eu, când eram un mic butoi, voiam să am super puteri și să fiu de neoprit. Până când mi-am pierdut mâna din cauza unui erou și am înțeles că misiunea mea este să-i înfrâng pe toți. Azi pot spune că răzbunarea mea este îndeplinită. Fără voi, acest lucru nu ar fi fost posibil. Mulțumesc, Bone Crunchers! Atacurile voastre surprinzătoare au fost un coșmar pentru eroi. Ploaia mea de ou i-a crăpat! Dar ce să spunem despre Breakfasters și Double Ace Heads? Breakfasters cauzează un colesterol mărit, iar Double Ace Heads o respirație îngrozitoare. Toți cei care se apropie de ei, e bine, știți voi deja, nu? Voi leșina! Pot continua la nesfârșit. Toți prietenii răufăcători au făcut acest lucru posibil. Crazy Drivers, Green Slimes, mulțumesc tuturor! Deși
Aceasta nu este o victorie definitivă. Încă mai avem câțiva eroi de învins. Conform infiltratorului meu, eroi încearcă să-și repare baza. Este timpul să lansăm atacul nostru final. Acum să-i distrugem pentru totdeauna. Da, la atac! Da, la atac! Neylord, urmează-ne! Vreau să filmez toată bătălia pentru a speria toți cetățenii! Desigur, vin! Mă poate ajuta cineva? Îmi dă cineva o mână de ajutor? Suntem ocupați aici! Să plecăm! Mulți răfăcători vin spre noi! Vă mușca din pământ! Să abandonez eu niciodată! Mă voi lupta ca un adevărat supererou! Stai! Sunt prea mulți! Mult prea mulți! Atac! Sunt mult prea mulți! Să abandonăm! Ură să fug! Și eu, dar este cea mai înțeleaptă decizie. Vom lupta și vom câștiga într-o zi. Ce zi? Nu știu ce zi. De ce sunteți așa grăbiți? Acum nu avem în control, trebuie să ne luptăm. Răfăcătorii mei vor câștiga. Dar am o treabă pentru voi. Foarte potrivită pentru talentele voastre. Haide, Danger Gang. Poți conta pe noi, șefu. Te voi tăia! Sunt plin de surprize! Vrei să vezi încă una? Foarte frumoasă! Dar nu pare solidă. Baza asta nu o să reziste nici 5 minute. Haide, băieți, nu stați pe loc. Rattler, văd niște ziduri care au nevoie de tine. Sunt gata să-mi folosesc puterea, capitane. Hammerfall, tu urmezi. Vin acum, capitane. Voi pulveriza fragmentele mici. Vom face această clădire bucăți. A fost greu, dar am reușit. Înapoi la bază. Avem treabă de făcut. Seara, în orașul Kaboom, în timp ce eroii se simt fără speranță. Acum va fi imposibil să reconstruim? Atât de mult, brav. Sunt tentat să mă apuc să aspir. Și-o gata să mișc penele. În corporația Clank, cineva foarte rău este încă foarte fericit. Dragă Ron, altă victorie. Baza lor nu mai există. Și-am scăpat și de eroi. Este doar începutul răufăcătorilor. Mai mulți eroi au fost capturați, iar orașul Kaboom este controlat de răufăcătorii lui Mr. King. Străzile orașului nu mai sunt sigure nici pentru locuitorii orașului, nici pentru eroi. O fundătură! Ce mă fac? Uite prada noastră! Pot simți gustul dulce al victoriei! Amintiți-vă misiunea. Punem gadgetul profesorului K pe el și îl lăsăm să plece.
este imposibil să fug. Deci trebuie să lupt. Lăsați-l în pace. Ține mai aici ăsta. Bună întrebare. Sunt problema voastră uriașă. Căzum. Power. Și atacul lui este... Cred că ăla este atacul lui. Ce atac patetic. Foarte patetic. Prindeți-l! Să abandonăm! Misiune îndeplinită! A fost pe aproape. Dacă nu erai tu, aș fi fost capturat. Eroii trebuie să stea împreună, prietene. Deci ești acel Kid Kazoo, speranța orașului. Ăsta sunt eu. Bună treabă, răufăcători! Datorită microtransmițătorului pe care l-ați plasat pe acel erou, vom ști unde este. Când se va întâlni cu restul, îi vom captura pe toți împreună! ascultați, de unde vine acel miros de grăsime? Ce miros de grăsime? Cineva a făcut o mâncare prăjită? Nu am idee. Miros ceva? Nu, mi se face cam rău! Câinele ăla mereu face așa? Crede că ești delicios. Nu mănânci? Dintr-un motiv ciudat, acest miros mă face să-mi fie rău. Sunt și îngrijorat. Câteodată atacul meu funcționează prin intuiție, dar nu mereu. Cred că trebuie să urmăresc restul tutorialelor pentru a-mi stăpâni puterile. Interesant! Tutoriale? Enigma, am înregistrat câteva clipuri video pentru a mă învăța să fiu un erou adevărat. Și ce aștepți? Trebuie să mă întorc în laboratorul Enigmei ca să le iau. A, vești bune și vești proastă, șefu! Pe care vrei să le auzi prima dată? Ce dilemă, cred că depinde de cât de bune sunt veștile bune și cât de rele sunt veștile rele. Vreau să zic, dacă vestea bună... Kid Kazoo este viață! Asta a fost cea rea. Da, dar ce bun este că știu unde să-l găsesc! Excelent, adu-mi pe acel proiectel neterminat de erou. Unde este clownii? Poate e acina undeva? Camera asta... Miroase a mâncare prăjită, bă! Atacăm acum? Când își lasă garda jos, îl vom prăji bine! Acum! Puiul este de cuptor, Mr. King va fi foarte fericit! Când îl voi prinde, mă va recompensa cu multe! De unde se aude? De unde a venit cățelul? E al de aici? Urmăre mirosul tău de grăsime. Mirosul nostru de grăsime. Ce faceți aici? Să vă făcătorilor. Am venit aici. Te capturăm. Să văd cum încercați. Te voi prăji total, prietene. Auele mele cu două gălbenușuri îți vor paraliza arterele. Căzum power. Căzum power! Ce voi face cu acest ou? A scăpat? Nu a fost vina noastră, domnului, a fost... Ron... Nu pot să cred că dați vina pe adorabilul meu cățel. Meritați o pedeapsă. Din fericire, tutorialele sunt intacte. E dezgustător. Pot să vă iau comanda?
Specialitatea de azi sunt ouăle și pulpele prăjite. Cred că o să sar peste cină. Nu vei să te mândești cu el la plimbare. Nu știu dacă voi putea suporta. Suntem live de la circuitul din orașul Kaboom, unde vom vedea cea mai tare cursă acestui secol. Eroi împotriva răufăcătorilor. În ciuda vremii rele, tribunele sunt pline. Eroi încurajează echipa preferată. Eroi, eroi, eroi. Răufăcătorii huiduiesc. Acasă cu voi. În lojă îl putem vedea pe Mr. King, distinsul șef din orașul Kaboom, care a organizat această cursă. Cum îndrăznești? Nu lăsa să te enerveze, Flamespark. Amintiți-vă, Mr. King a promis că îi va elibera pe Roy dacă câștigă cursa. Ce credeți despre asta? Vor câștiga Roy cursa și libertatea? Bineînțeles că nu! Ați auzit asta, eroilor? Veți pierde! Nu vă vor elibera niciodată! Răufăcătorii noștri sunt în formă. Ideea ta de a organiza o cursă ca să-i motivăm funcționează. Mulțumesc, șefule! Acum trebuie să câștigăm. Deja m-am asigurat de asta, șefu! Sper, profesore, spre binele tău. Participantul care ajunge primul câștigă și acum să vedem echipa eroilor! Îl avem aici pe Tornado Spike, puternic ca o tornadă și rapid ca un glonț. Al doilea erou vehicul este Blaster Punch, capabil să-și dărâme toți rivalii. Iar în echipa răufăcătorilor avem pe Battle Claw, cu cleștele lui mecanic poate prinde și arunca orice. Într-un final îl avem pe Rolling Chop, puternic și gata să strivească orice. Am încredere în talentele voastre de a sabota cursa eroilor. Nu te vom dezamăgi, profesor K. Cursa începe acum. Cele patru vehicule au pornit. Răufăcătorii sunt gata să trișeze. În ciuda acestui fapt, Blaster Punch reușește să-mi conducă. Eroii din audiență sunt încântați! Incredibil! Blaster Punch reușește să fie primul! Șoferul său, Shine Block, zâmbește cu încredere! Ia și scoateți ochelarii, e ridicol! Nu vezi că este norat? Blaster Punch se pregătește pentru o curbă! Dar, ce este asta? Un răufăcător este la marginea curbei! Pare că este... Racer! O să-ți închid zâmbetul ăla, amice! Incredibil, din cauza balurilor înghețate ale lui Racer, Shineblock a pierdut controlul vehicolului! Blaster Punch se vârte ca un titirez! În cele din urmă, ceva neașteptat se întâmplă! Blaster Punch se ciocnește în spectaculos de Rolling Chop care era în spatele lui! Celelalte vehicule îl întreg și Shineblock și Vatsura ajung ultimii! Atenție, nu s-a terminat! Shineblock și Bud Solar au tras cu Blaster Jet-urile! Eroul Blaster Jet este condus de Helmut Speed, un șofer pro care reușește să conducă cursa! Acid Crime este al doilea și este pe care să arunce cu un disc în Helmut Speed! Îți place să te joci cu frisbee?
Da, dar nu cu tine. Răufăcătorul aruncă cu un disc în erou. Eroul se ferește. Nu vedeți că răufăcătorul Tape Dat este pe margine? Ce pune la cale? Este în pericol. Ce? Blaster, centrul lui Helmut Speed necesită reparații, își pierde controlul și... se ciocnește de Acid Crybike care era în spatele lui. Ambele Blaster Jet-uri au ieșit din cursă. Ce cursă, prieten? Ce show! Și pe lângă asta, pare că cerul se luminează. Va fi oare o zi cu soare? Enervant eroi. Atenție, Tornado Spike și Battle Claw se bat pentru primul loc. Este timpul să intervii. Desigur, șefu. Un moment! Îi putem vedea pe un făcător pe marginea pistei. Este Gloucester care aruncă cu lipici peste tot. Tornado Spike trece și... acum este lipit pe asfalt. Și se ciocnește de Battle Claw care era în spatele lui. Încă două vehicule distruse! Înseamnă că în cursă au mai rămas Blaster Punch pentru eroi și Rolling Chop pentru răufăcători! Ambele vehicule sunt aproape unul lângă celălalt. Nici Bad Solar, nici Shineblock nu vor să fie primi de frica atacurilor! Dacă mă întregi, voi băga viteză și te voi face praf cu roata mea puternică! Dacă încerci să mă întregi, te voi lovi cu pumnul meu puternic! Cum se va încheia? Sfârșitul este aproape! Renunță, Shineblock! Niciodată! Mai ales dacă e însorit! Ce? Ah! Bad Solar este orbit de soare! Shineblock profită de avantajul secundei lui de confuzie, accelerează cu putere incredibilă și îl întrece pe un făcător! Shineblock se întoarce și... lansează un pom care lovește pe Bad Solar! Ce lovitură, prieteni! Vehiculul răufăcătorilor se întoarce de câteva ori și iese de pe pistă! Blaster Punch trece linia finală și câștigătorii sunt eroi! Vremea rea este de vină! Unde este afurâsitul de Profesor K? Când o să-l văd, o să-i cer să-mi explice totul. Acum Mr. King se ridică și se duce spre public, prieten! Tot stadionul a amuțit! Prieten din orașul Kaboom, eroi, răufăcători, am promis că voi elibera eroii dacă vor câștiga cursa. Și eroii au câștigat, trișând. De aceea nu voi elibera pe nimeni. Vor fi închiși în celulele de la Clank. Răufăcătorii nu se țin de cuvânt. Ei bine, a fost neașteptat! Este... corect! Toți am văzut cum Shineblock a avut avantajul că a purtat ochelari! Oricum este timpul să ne luăm la revedere aici din circuitul Kaboom, să aveți o după-amiază frumoasă! A fost ok așa? Da, mulțumesc, acum că Mr. King nu mă închide, nu? Corect, am spus tot ce ați vrut, deci nu mă răniți, vă rog, unde plecați? Clowny, ce faci? Clowny? Unde sunt? Bună dimineața, Kid Kazoom! În sfârșit ne întâlnim! Profesor K? Cred că sunt faimos? Cum am ajuns aici? Astăzi este Halloween, Kid! Toate coșmarurile tale pot deveni realitate! Oh, ea este Walburgess, noua mea asistentă! Datorită ei am descoperit o substanță misterioasă care poate crea cei mai puternici super zings din orașul Kaboom! Este foarte veselă!
cu această substanță? Plănuiești să creezi răufăcătorii? Super răufăcătorii! One for Jess pune merele în container și... Ce se întâmplă? S-ați îmbrăzit! Acestea sunt o nouă specie de super răufăcători! Sunt un minciunat, nu-i așa? Hei, ce faci, laboratorul meu? Ce este așa amuzantă? Vin odată! Merg ca niște zombies! Vorbesc ca niște zombies? Mușcă ca niște zombies! Sunt niște zombies! Oh, nu! Acum o să mă transform într-unul! Este vina ta că-i creați zombies? Nu ăsta era planul! Planul era să... Sunt liber! Este mai urât decât era înainte! Trebuie să ies de aici! Ce înseamnă? Stai puțin! De ce fug? Nu sunt un erou puternic degeaba! Kazoom Power! Sau sunt un erou jalnic! Clownii avea dreptate! Trebuie să mă antrenez mai mult! Se pare că am putut să le vid. Din fericire, nu par foarte isteți. Clownii, mulțumesc! Clownii, nu o să-ți vină să crezi, m-am trezit în laboratorul profesorului Kay! Clownii? Și tu, prietene? Pare că-i cheamă! Este Mr. King? Grălăm, bine ai venit în noul oraș! Ca zumbim! Vrăjitoarea veselă! Poate știe cum să salvăm lumea! Este ultima mea speranță! Kazoom Power! Ia asta! A scăpat! Huh? Cel puțin ți-am șters metoda de pe față, Walpurgis! Lăsi-mă până nu ne luăm bătaie! Doar dacă-mi dai antidotul! Antidotul? Nu este niciun antidot! Planul tău nu este bun de nimic! Ești ratat! Are dreptate! Sunt un erou ratat! Nu pot face nimic de unul singur! Enigma! Antidotul? Clownii? Ești un zombie! Tipul ăsta citește prea multe bezi desenate! Am avut un coșmar oribil! Era o vrăjitoare și... O vrăjitoare? La fix, este Halloween! Halloween? Ce bine! După coșmarul ăsta am nevoie de o zi liberă! Eroi nu au zile libere, kid! Haide! Nu te plânge! Ți-am făcut un milkshake cu fructe super energetice pentru micul dejun! Stai un moment! Este făcut cu... cu mere speciale! Da, prietene, o să vezi! Este grozav! Halloween fericit! Muzica.
sediul de la corporația Clank. Mr. King, șeful răufăcătorilor, este foarte agitat. Care este problema, șefule? Ce crezi? Kid Kazum încă este liber, nu l-ai capturat încă. Nu fi supărat. Încă este neîndemânatic și nepriceput. Capturarea lui este o chestiune de timp. Nu ar trebui să fie dificil de găsit. Unde te ascunzi, Kid Kazum? Răufăcătorii nu știu, dar Kid Kazum nu mai este în orașul Kaboom, ci este departe. Se antrenează din greu, ascuns pe insula Zinghii. Răufăcător, credeai că o să scapi? Vei primi ceea ce meriți! Te-am avertizat! Hei, ce faci? Nu am salvat jocul! Este timpul să nu te mai joci atacul monștrilor și să te antrenezi. Abia am luat prezul, trebuie să-mi digerez mâncarea întâi. Mi-am promis de nimeni că te voi face cel mai tare rău din orașul Kaboom. Mă întâlnesc o grămadă, clone? Am văzut chiar și toate tutorialele Enig Bay. Nu prea ai acordat atenție. Cum să te ascunzi după un copac foarte subțire? Nu este ușor, pentru că bla 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 bla. M-am antrenat să folosesc Kazum Power! Și nu a funcționat. Am alergat zilnic câteva ore. Și iar nu a funcționat. Ai dreptate, clownii. Trebuie să fiu mai bun. Atunci să mergem! Haide, Kid! Poți să treci peste oboseala asta? Ești sigur? Flexibilitate, Kid! Echilibru! Rezistență! Viteză! Nu cred că mai pot continui! Abilitate! Acuratețe! Kazum Power! Ce-ai făcut, Kid? Ups, baza noastră! Ce este, Kid? Parcă am abătut. Nu pot să-mi controlez puterile, uite cum a decurs totul. De aia nu ai vrut să te antrenezi? Pentru că nu reușești din prima încercare? Doar că toată lumea își pune speranța în mine. Ce se întâmplă dacă nu sunt atât de talentat încât să fiu un super erou? Ai tot talentul din lume, Kid? Nu mai sunt așa sigur. Cât de bun erai la atacul monștrilor când ai jucat prima dată? Am pierdut din prima. Deci ca să fii bun, ai nevoie de practică. Da, cred, multe ore. Dacă este necesar antrenament ca să fii bun la un joc, atunci ca să fii erou ar trebui să fie la fel, nu? Ei bine, este mai ușor în joc, acolo nu este așa înfricoșător să pierzi. Sigur, dar este un lucru bun, nu? Poate ar trebui să vezi antrenamentul din aceeași perspectivă. Aproape gata. Nu, nu pot. Bă, da, poți, Kid. Cine este răufăcătorul? Sugar Blast. Nu, distribuie-ți greutatea. Mai puternic, Kid, mai puternic. Așa e mult mai bine! Dar mai ai de îmbunătățit. Da! Și acum, ultimul tutorial! Mai rapid!
Kazoom! Power! Mai precis! Și am spus deja mai puternic? Ai reușit, kid? Este adevărat! Ai? Am reușit! Am reușit! Este incredibil ce ai realizat, kid Kazoom. Sunt mândru de tine! Mulțumesc, clownii! Aveai dreptate! Antrenamentul te ajută să fii mai bun! Acum știi ce ai de făcut, nu? Da! Trebuie să câștig atacul monștrilor! Cu puțin timp în urmă, răufăcătorii nu invadaseră orașul Kaboom. Cetățenii trăiau liniștiți. Cum îndrăznești, răufăcătorule? Ai furat formula noastră secretă! Da, o vei folosi ca să creezi o armată de răufăcători. Nu! O armată de răufăcători! Enigma! Filmul ăsta este foarte tare! Enigma! Ce face? Să vedem dacă funcționează! Perfect! Aeroenigma este pregătită! În sfârșit pot să-mi îndeplinesc planul! Ei bine, este pierderea lui, filmul ăsta este super cool! Acum că aproape am câștigat surpriza mea finală! Filmul este sponsorizat de corporația Clank. Aaaa! Reclame! Îți plac supereroi? Corporația Clank, 20 de ani de creat supereroi! Suntem în baza de la corporația Clank, simbolul orașului nostru! Nu-mi pasă! Vreau să văd filmul! Ca să mențină liniștea și filmul! Și unde s-o creați acest Super Zinx mai exact? Chiar aici? În laboratorul profesorului K. Plictisitor. Interesant. Tu și obiceiul tău de a apărea peste tot din senin. Profesor K își va arăta laboratorul. Va fi folositor pentru planul meu. Planul tău? Despre ce vorbești? Un plan secret. Timpul ăsta nu prea-i pasă de bine. Procesul de creare Super Zinx este simplu. Pentru geniile ca mine, desigur, avem nevoie de esență albă, orice obiect vrei, mașina transformării și Kazoom-ul. Uitați, un obiect normal și acum... Este super sete! Mi se pare mie sau acest Super Zinx este un pic prostănac, salut! Vreau o băutură acidulată! Stai! Eu sunt o băutură acidulată! Este normal! Are nevoie doar de puțin timp să-și asimileze noua formă! Pentru a crea Super Zinx, Kazoom-ul este un element esențial! Dar poate fi și foarte periculos! Dacă va cădea pe mâinile greșite! Ia, ce voce răgușită! Nu vreau să sperii pe nimeni, dar au existat câteva tentative de furt. Nici ar fura cineva Kazoom-ul? Nu-i așa, Enigma? Enigma? Unde s-a dus? Ok, este clar, nu-i pasă de mine. Spre laboratorul profesorului K. Acum liniște! Treaba asta ar trebui să fie ușoară. Nu pot să dau greș. Ce este asta? Ce mecanism interesant! Ar putea fi folositor pe viitor. Hă?
Enigma! Știam că te vei întoarce mai devreme sau mai târziu! Profesor K, a trecut mult timp, dar ai aceeași voce răgușită. Voce răgușită? Voce răgușită? Eu? O să-ți arăt eu ție! Știu că ai venit pentru Kazum, dar nu-l pot lăsa să cadă pe mâini greșite. Ce mâini ar putea fi mai greșite decât ale tale, prof? Ai dreptate, dar nimeni nu știe asta! Știu! Și mai știu că ai în plan să creezi răufăcători. Câteodată să știi prea multe e o tragedie! Nu am o voce răgușită, așa-i? Îl știi pe... Rob, ok? Suntem înfricoșători, nu? O să vezi cum o să fie când o să te distrugem! Vrei să fugi, Enigma? Da, cred că o să plec. Dar înainte de asta, o să împrumut asta. Pa, pa, profesore! M-a păhărit! Ce voi face acum? Bineînțeles, TV-ul! Corporația clar a informat că Enigma a încercat să fure Kazumul. Enigma este un hoț? Cum este posibil? Un mandat de arest a fost emis pe numele Enigmei. Dacă cineva știe ceva despre el, să ia legătura cu noi. S-a terminat filmul clownii? Relaxează-te, prietene! Nu sunt răufăcător! Spune că nu ești adevărat, Enigma! Spune că nu ai furat Kazum! Da, am făcut-o! Deci a trebuit să am un prieten ca el! Ascultă-mă și-ți voi explica totul! Să fii convingător, te rog! Îți amintești când ți-am spus că nu o să mai lucrez pentru Profesor K? Nu ți-am povestit totul, ca să te țin în siguranță! Esența galbenă se folosește pentru a crea răufăcători! Perfect, profesore! Vom crea o armată de răufăcători și vom conduce orașul Kabum! Atunci, Mr. King și Profesorul K sunt, de fapt, răufăcători! Da! Și au păcălit întregul oraș! Ce putem face noi? Să ne creăm propria armată și să-i înfruntăm! Ok, dar cum vom face asta? Ai încredere în mine! M-am gândit deja la tot ce ține de acest erou! Chiar și numele său! Trebuie să-l antrenăm! El îi va înfrunta pe Mr. King și pe aliații săi și o să câștige! Kazum! Power! Corporația Clank, organizație controlată de Mr. King, răufăcătorul clasic, arogant, nemilos, dorește putere supremă, dar are o slăbiciune. Dragul meu prieten mic, mic, mic și adorabil, cel mai super drăguț, adorabil și splendid, nu, profesore? Nu-i așa ce? Că Ron este cel mai frumos dintre toți. Da, șefo? Hai să-ți mai citesc o felicitare, Ronnie. Cu toată afecțiunea și toată dragostea, semnat un vânzător din Kabum. Este incredibil câți oameni ne iubesc, deși am distrus orașul. Incredibil! Poate dacă distrugem mai multe orașe, vom fi iubiți în mai multe locuri. Cum merg pregătirile pentru petrecerea aniversară a lui Ron Ron, profesore? Avem decorațiunile, gustările, tortul. Ron Ron va avea o petrecere de neuitat. Sper pentru binele tău. Ai auzit asta, micul meu super, super, super adorabil Ronnie? Trebuie să lucrez. Toată drăgălășenia asta îmi dă durere de stomac. Dacă Mr. King ar ști că
Eu trimit toate felicitările și eu cumpăr toate cadourile. Ei bine, ceea ce contează este că șeful este fericit. Puff, nu știm câți ani are pota aia. Poți să scrii tu pentru noi, prof. Chiar trebuie să fac totul de unul singur? Am crezut că sunt de prieten. Ce se întâmplă cu el? Este în depresie de când a dispărut Kid Kazum. Cred că răufăcătorii l-au capturat. Fără Kid nu avem nicio șansă. Nu este adevărat. Ne trebuie o singură victorie ca să ne punem pe picioare. Floare la ureche. Floare? O floare mare veselii nu bate, dar blâns. Și cum obține victoria asta? Lasă-mă pe mine să explic, Doc. Suntem eroi Dog Whistle și Walty. Suntem deghizați. Prietenul tău nu este prea discret. Ce vrea să spună, Doc, este că Mr. King organizează o petrecere de ziua lui Ron Ron în corporația Clank. Toți răufăcătorii vor fi acolo. Și care este planul tău? Vrei să ne strecurăm la petrecere, să ne luptăm cu toți răufăcătorii? Exact. Veniți aici la ora 8 și o să vă dăm toate detaliile planului. Mulțumesc că ați venit, prieteni. Ce facem aici? Să vă explic. Așa cum știți, Enigma s-a furișat în laboratorul profesorului și a furat Kazumul. Da, și cu el l-a creat pe prietenul meu, Kid Kazum. Exact. Dar Enigma nu doar că a furat Kazumul. A găsit și niște planuri. În acel moment nu știa ce sunt, dar a crezut că sunt interesante. Înainte să dispară, i-a dat planurile lui Old Joe și l-a rugat să le țină în siguranță. Old Joe s-a apucat să construiască vehiculele din planuri. Când a terminat, ni le-a dus nouă. Și ce a făcut? Asta! Este un monster runner! Wow! Așteptați să-l vedeți în acțiune, în special cu sistemul de prins răufăcători. Nu-i așa, Doc? Și oamenii spun că profesorul Cheia are o voce enervantă. Dar cum o să ne strecurăm în corporația Clank? Mașina asta nu merge prin pereți, nu? Cu hârtie de împachetat cadouri. Câteva zile mai târziu în corporația Clank. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, Ronron să trăiască, Ronron să trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Câte cadouri pentru Ronron, altă dovadă că toți cetățenii din orașul Kabum ne iubesc. Da, șefule! Cetățenii au fost foarte generoși cu cadourile. 50 de cadouri. Uite, alt cadou. Sunt așa de entuziasmat, este enorm. De unde a venit și ăsta? Cum este posibil, nu am cumpărat acest cadou? Era la ușa corporației Clank și avea hârtia asta pe el. Un cadou de la cetățenii orașului Kabum pentru Ron Ron de ziua lui. Ne adoră! Este foarte suspicios! Cetățenii să trimită un cadou? Nu are sens! Despre ce vorbești, profesore? Nu ai văzut toate felicitările și toate celelalte cadouri? Dar ne-am distrus orașul și... Nu pot să-i spun adevărul, nu pot! Lui Ronron este foame, mai întâi trebuie să mâncăm tortul și apoi vom deschide și restul cadourilor, inclusiv pe cel mare! Yeah!
de unde a venit cadoul ăsta? Sunt... eroi! Trezirea toată lumea! Eroi! Atac! Alerg de roșie, eroi! Toată lumea pe poziție! Foc! Atac, răufăcătorilor! Atac! La dreapta! La stânga! La jos! Jos în centru! Atac! Noi lăsați! Trebuie să fugim, șefule! Să fug eu! Poate de data asta chiar trebuie să fugim, dar ne vom răzbuna! Ai văzut vehiculul ăla, profesore? Trebuie să luăm măsuri! Contează pe mine, șefu! Să-i ducem la închisoare? Ar putea, dar închisoarea este controlată de Mr. King. În acest caz, putem să folosim vehiculul pe post de închisoare. Băieți, sper că vă place noua voastră casă. Este un pic inconfortabilă cu toate aceste zguduieli. Pe bune, eu cred că este amuzant! La naiba cu cetățenii orașului Kabum. M-au păcălit! Când o să descoper cine a scris acele felicitări. Și tu, îngerul meu, nu-ți face griji. Îți promit că vom strica toate zilele de naștere ale eroilor. Toate. Și acum... Adoul meu este singurul pe care Monster Roller-ul nu l-a... stricat. Să mă răzbun, promit. Corporația Clank a văzut și zile mai bune. Forțați de Mr. King, eroii capturați curăță mizeria cauzată de Monster Roller. Uite ce-au făcut acei eroi în baza noastră splendidă! Nu-ți face griji, șefule! Noi am devastat baza eroilor mult mai rău! Poți conta pe toate uneltele mele ca să construim baza! Aș spune că trebuie să începem de la capăt. Poți adun eu gunoiul. Traducere! Doc spune că ne va trebui o închisoare pentru răufăcătorii pe care i-am capturat în Monster Roller. Da, mai putem sta aici, te rog! Este mai cool decât o închisoare. Este grozav! V-am căutat peste tot. Cine ești tu? Sunt Skateboy, un erou care a reușit să scape. Cum v-am spus, am fost prizonier în celulele de la Corporația Clank împreună cu alți eroi. După atacul lui Monster Roller, Mr. King ne-a pus să curățăm totul. Gărzile au fost distrase și atunci m-am ascuns în tomberonul de gunoi. M-am ascuns printre hârtia de împachetat și nimeni nu a realizat. Într-un final, am ieșit din Corporația Clank prin tunelurile subterane folosite pentru gunoi. Tunelurile sunt conectate cu Corporația Clank? Da, tunelurile duc către o groapă de gunoi. De ce ai întrebat? Skateboy a descoperit o alternativă a intrării de la Clank. Nu-mi spune că vrei să... Intrăm prin tuneluri să ne salvăm prietenii! Oh, fai! Trebuie să strângem toți eroii care nu au fost capturați în misiune! Oh, fai! Să punem un microtransmițător pe fiecare prizonier a fost o idee grozavă! Mulțumesc, șefule! A fost ideea mea, idiotule! Da, ai dreptate! Cum decurge proiectul Fury? Va fi gata ca să-i întâmpinăm pe eroi?
Din păcate, șefule, proiectul Feringă mai are nevoie de timp. Mai mult timp? Și apoi ce? Nu te enerva, am reușit să pregătesc alt lucru pe care mi l-ai cerut? O, da, acel lucru ușor. Ei bine, cred că și ăsta o să meargă. Aici ajunge tot gunoiul de la Profesor K. Așa se pare? Corporația Clank produce atât de mult gunoi. Să mergem. Ce loc frumos! Mirosul ăsta este insuportabil. Miroase ca restaurantul tău favorit. Și acum? De aici, eu trebuie să merg pe dincolo. De ce? Am o misiune de rezolvat. Da, da, salvarea. O să înțelegeți mai târziu. Mult succes! Mult noroc și ție, prietene. O să am nevoie de el. Acest depozit ar trebui să fie conectat la o intrare. Stai, sunt alea. Nu te mișcă. Stop. Nu așa repede. Vă lipsi prietenii voștri, nu? Veți fi reuniți cu ei curând. Are chisoare. Sunt mai mulți decât noi. Ce facem? Ne retragem? Un monster roller răufăcător? Am fost inspirat de rolerul vostru! Eroi, sunt Mr. King. Vă recomand să vă predați. Nu aveți nicio șansă împotriva răufăcătorilor mei. În fața vehiculului meu, nici atât. Aici se termină totul. Atunci să se termine cu noi luptându-ne. Mr. King, nu ne vom preda. Bine, înfrângerea voastră va fi mai amuzantă. Răufăcători, atac! Haide! Exact, țintă cu atacul ăsta? Nici o șansă, ticălosule! Mai mirositorul este mai bine! Răufăcătorii au țintă! Nu putem câștiga împotriva tuturor! Ai facem praf! Nu putem face nimic! Prinde-te! Este sfârșitul eroilor! Ce-a fost aia? Nu știu, nu văd nimic! Este... Kid Kazoo! Cred că am auzit ceva despre sfârșitul eroilor! Cred că greșiți! Este sfârșitul răufăcătorilor! În depozitul subteran din Clank are loc bătălia care va decide destinul orașului Kaboom. Eroii erau fără speranță până când cineva a apărut. Kid Kazoom! Da, știam că nu ne vei abandona. Nu dispăruse. A apărut din nou. Nu trebuie să-mi spui mie asta, Firar. Încă nu avem arma pregătită. Este aproape gata, dar... Îl vom face să dispare iar, pentru totdeauna. Kazoom Power! Ce facem acum?
Haideți, răufăcători, distrugeți acest cilindru cu picioare scurte! Atac! 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 Atac cu double stick! Atac! 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 Kazoom Power! Ce se întâmplă? Orice ar fi, am o misiune de îndeplinit. Turnul de control produce energie pentru întreaga corporație Clank. Dacă poți să-l distrug, vehiculele răufăcătorilor nu vor mai funcționa și totul va rămâne în întuneric. O să mă apropii cu grijă și... Skate Boy, tu din nou! Oh, nu, m-a văzut! Ha! Luptați-vă, răufăcătorilor! Eroii nu ne vor învinge! Întâlnim din nou, răufăcătorilor! Ia asta! Situația nu e prea bună. Deloc bună! Kazoom Power! Acum este timpul să mă rup cu Mr. King și cu Profesor K. King Kazoom, vine aici. Trebuie să facem ceva, profesore. Vă voi prinde, răufăcătorilor! Dacă ne-am folosit arma secretă, nu este completă însă... Da, desigur, proiectul Fury o să-i țină piept cilindrule obraznic. Dar, șeful, aminteșteți că... Da, este complet, știu. Proiectul Fury. Haide! Ce s-a întâmplat? Asta vreau să spun, de fapt! Amintește-ți că butonul roșu este pentru evacuarea de urgență! Pentru activare trebuie să apeși butonul verde! Ce? Ce vom face? Nu acum! Prende-te, Mr. King, să o sarun cu puterea Kazoom asupra ta și o să rămâi ca o gogoașă prăjită! Vom vedea noi! Răufăcători, mereu cu trucurile voastre murdare, dar nu mă vor opri! Este timpul să fugim, șefule! Dar arma noastră secretă... În altă zi... Skateboy, miroși ca șucul de șosete! Nu te voi lăsa să vii aici! Va fi mai dificil decât am crezut. Cum pot să opresc turnul dacă nici nu mă pot apropia? Stai, dacă... S-a pornit vehiculul înainte ca un praznicul ăla să apară și... Să scăpăm! Adio, King Campfire! Nu poți să zbor așa-i? Vehiculul a rămas fără energie! Nu pot să zbor, dar pot să fac gratica zoom! Câștigați! Ne-au eliberat dragul oraș de răufăcători!
așa că Enigma ar fi aici să sărbătorească cu noi. Enigma va veni. Când? Este o... Enigma! Acum să ne bucurăm de petrece. Bucurați-vă de victorie, eroilor. Răzbunarea mea va fi aprigă. Este doar o chestiune de timp. Exact, șefule. Vom ieși de aici în curând. Ron, Ron, vino, nu mai face gălăgie. Sunt doar niște artificii. Nu sunt așa de... Huh? Wow! Sunt chiar minunate! Nu putem subestima știința! Nu-i așa, Ron Ron? Sunt sigur că nu cunoști aceste palete de culori, nu? Știu că nu pare, dar de fapt știu multe lucruri despre pirotehnie. Și acela cu formă de cazum e bine și are o bună... Sunt înconjurat de idioți, Ron Ron. Stai! Acela este moșul Zing! Minunat! Poate pentru că episodul de Crăciun va apărea curând și... Profesorii, sunt serios, daci odată! Sărbătorile vin. Moșul Zing zboară spre orașul Kaboom cu sania plină cu cadouri. Oare le va duce ceva și lui Mr. King și Profesor K? Nu prea cred. Nici măcar ceva mic? Nici măcar. Dar pentru restul răufăcătorilor? Imposibil! Dar vreau un cadou! Moșul Zing aduce cadouri doar celor care se poartă frumos, iar anul ăsta am fost prea răi! Cum adică ce-am făcut atât de rău? Am terorizat orașul ca bun, am pus eroi într-o celulă. Le-am distrus baza secretă. Am trișat la cursă de mașini. Sunt doar niște farse de vinovate. Mai avem câteva zile până la Crăciun. Poate ne putem revanșa printr-o faptă bună, nu? O faptă bună? Cum ar fi? Câteva zile mai târziu, Crăciunul din orașul Kaboom, în timp ce toți sărbătoresc. Moșul Zing aduce cadouri pentru toți cetățenii. Trebuie să facem loc sub brad pentru cadourile de la Moșul Zing! Este el! De când sună Moșul Zing la ușă înainte să intre? Hei! Pregătiți pentru distracție! Alarmă! Răufăcătorii! Răufăcătorii! Calmează-te, prietene! Nu ne-ai văzut mesajul? Mesajul? Azi gătim noi! Scuzați-mă! Despre ce mesaj vorbiți? Hei, ați pregătit casa destul de frumos! Uite! Mâncare! Despre ce mesaj vorbești? Nick Rotten ți l-a trimis? Da, mesajul. Am uitat să-l trimit. Îl am aici. Eroi, de acest Crăciun noi vom găti. Trebuie să facem o faptă bună dacă nu vrem să rămânem fără cadouri. Vom găti la voi în bază. Clank nu are curent din cauza lui Skateboy. Ne vedem! Oferta voastră sună foarte tentant, dar... Ok, nu avem timp de vorbărie. Să gătim, băieți! Cred că faci mișto de mine. Crezi că pun ceva la cale? Mr. King și profesorul sunt în spatele grădilor. Fără ei, răufăcătorii nu pot face planuri.
Mai mult ulei! Nu are niciun gust! Ups! Nu e nimic ca o înghețată pentru... Ai făcut-o intenționat? Cat Bones e de vină, acel idiot! De ce le faci tu, idiot? Nu fi așa amar, uite, un pic de zahăr! Uite cum vede că pizzeria de la colț este deschisă azi! Stop! Moșule Zing, cum ai intrat? Ce credeai, că sun la ușă înainte să intru? Noi am... Găteați? Da. Vrei un pic de curcan? Ups. Nu mai am timp pentru asta, am niște cadouri de dat. În sfârșit, cadouri! Vreau unul mare! Al meu o să fie mai mare decât al tău! Mai mare decât al meu? Repeta! Stop! Și acum vă purtați urât? Urât? Aroganți, zgârciți, nu puteți să lucrați în echipă! Anul ăsta nu vă voi da cadouri! Atunci a fost bun degeaba? Ce credeați? Că după ce ați fost răi un an, vă puteți revanșa cu o singură cină arsă? Trebuie să fii mereu bun, nu doar la sfârșitul anului, ca să primești un cadou. Poate are dreptate. Atunci voi fi bun fără să aștept ceva în schimb. Vă invit la un spectacol de artificii! Nu, artificii! Opriți! Aveți grijă! Bradul! Ce-am făcut? Îmi pare rău! Nu am putut să mă abțin! Îmi cer scuze! Rău, făcător, mi-ați schimbat părerea. Ați ajutat cu atacul lui Team Rocket fără a aștepta nimic în schimb. Într-un final, cred că meritați un cadou. Hooray! Chiar dacă este mai mic decât cadoul eroilor. Vă plângeți? Și așa răufăcătorii au primit cadouri și au petrecut o seară liniștită cu eroii. Și totuși cineva nu este la fel de fericit ca ei. Mr. King, primul cetățean din orașul Kaboom, și am primit doar gunoiul ăsta. Măcar ai primit ceva, șeful! Oh, dacă știi că eu i-am cumpărat cadoul ăla. Nu o să uit insulta asta, profesore. Amintește-ți, înainte să fim prinși, am activat noua armă secretă. Thank you.